femeie are 34 de ani și este din Craiova. În anul 2011, aceasta ar fi furat dintr-un apartament, acolo unde își avea sediul o firmă de pompe funebre din Târgoviște, 320.000 de lei, 7.000 de euro și bijuterii. I-a spart casa, dacă este asta care... I-a spart casa, i-a furat-o. Trebuie cu bani, cu bijuterii. De unde? Din casă, de sus, de la etaj. A intrat pe spate pe acolo și... Numai bijuterii, ce au mai furat? Bani. Ce sumă? Păi o sumă frumusită. O să spune acum. Cum s-a întâmplat? Un an și ceva. Femeia a declarat că este nevinovată. Sunt nevinovată, este doar o confuzie. Cum o confuzie? O confuzie, tot foarte simplu. Nu sunt domnul. Deci atunci de ce aveți cătușele alea comune? E doar o confuzie, v-am spus. Sunt frumoase barem. Dar mai aveți bani din cât ați luat de acolo? Nu am niciun ban. Ați mai dat și alte spargeri? Nu am făcut nimic. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total se ridică la 4 miliarde de lei vechi. Acum femeia s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat și violare de domiciliu și riscă până la 15 ani de închisoare. Polițiștii Dâmbovițe au probat activitatea infracțională a unei femei în vârstă de 34 de ani din municipiul Craiova sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, după ce în cursul anului 2011 a pătruns într-o locuință din municipiul Târgoviște, de unde a sustras diferite sume de bani, dar și bijuterii în valoare de peste 4 miliarde de lei vechi. În acest moment, femeia a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Târgoviște cu propunere de arestare preventivă.